Salut și vă regăsit la un nou episod. Suntem aici cu Toys, cu, cum se zice aici, nu știu, cu Francesco. Aveți Fernando. Instagramul lui, TikTok-ul lui, s-a apucat TikTok-ul la tata. Și ți-i faci TikTok-ul? N-am chef. Dedicat. N-am chef până asta. Astăzi, cum v-a dat seama din titlu... În fine. Cum v-a dat seama din titlu, astăzi jucăm fața ascunsă, suntem doar 3. Poate vă întrebați de ce suntem doar 3. Am chemat vă, până acum trebuia să ne strângem vreo 7-8 persoane, dar toți au zis că au treabă și duminică. Da. O, de trebuie să mă duc acasă că mă doare piciorul. Bă, tu! Când eram mic, am mai jucat ascuns în 2. Era mai nasol. O să avem un timp în care un minut și 30, nu? Un minut și 30 de secunde în care ei doi o să se ascundă, iar eu o să mii. În același timp, 15 minute o să stau să-i caut, așa avem un timp, că altfel dacă ei se ascund încolo și nu-i găsesc, pot să stau până dimineață și ne mănâncă și ursul. Orice mistere. Ursul, tot dracu. Mai bine să dracu decât tot. Dar ce iar eu făcut? În același timp, care-i câștigul, care o făcut mai multe puncte, o să dai provocare la acel. O să mijăm pe rând. O să căutăm pe rând. Hai să-i dăm drumul, zic. Păi stai dintr-o să nu-l fie. Da, filmați. Ea e plecat, vă, fraților. Eu nu văd nimic în spate acum, ies cu camera de pe spate, nu văd nimic, absolut nimic în spate, ca să nu zic cât trișez cu asta. Și o să treacă un minut și 30 de secunde cât o să aibă ei timp să se ascundă. Hai să ne uităm că am pornit la fix, gen până acum este 30 de secunde. Noi trebuie să stăm și așteptăm până o să treacă timpul acesta. Și când o să treacă timpul acesta, până ne-am gândit noi, am zis să facem gen o chestie. E prea puțin 15 minute și am să adăugăm la 20 de minute cât... Ar fi mai ok așa să fie mai mult timp, gen, vedeți, când spatele meu nu mai e nimeni, ei au plecat, eu nu știu ce fac ei în momentul acesta, aveți cadrele lor pe fundal, că mi-a spus să filmeze și lor, și eu trebuie să mă car cu trepiedul după mine. Ca pe șezelize. Mă-și băga pe acolo, pe undeva. Haide. Da. Eu trebuie să mă car cu trepied după mine. Mai am și camera cu mine. Am luat-o că am zis că sunt mai mulți și să-i dau la lui frate meu să filmeze el cu ei, ca să pot să iau cadrele. Și... cine-i gata, le-o clopată! Și de acum a început timpul. O să luăm acel, dar după noi, sau l-aș lăsa pe undeva pe aici, dar n-am încredere să-l las, că nu se știe, poate mai vine cineva, fraților. Bă, eu din câte am auzit, ei au luat în partea asta. Și aș avea o mică idee, gen, poate ar fi după ăsta. Deja 26 de minute. Eu pun un timp foarte lung și ar trebui un timp foarte scurt și ar trebui să mă grăbesc.
dar în același timp să-i găsesc. Că dacă nu v-ați dat seama, stați ca spun așa, dacă nu v-ați dat seama, noi trebuie să-i căutăm. Și dacă nu-i găsim, măcar unul, o să avem două runde de fiecare. Dacă nu găsesc măcar unul în același timp, nu în asta. Au, m-am împiedicat. Pacul ăsta e mai bine. Și acum așteptăm. Da, să dai coaie. Am făcut poză. Vin ca să mă vadă, dar nu știu de ce. Logic că e mai în jos asta și chestii, în fin. Mai bine mă pun pe bordă. Mai bine nu, că mă bate în bunica acasă, că m-a dorit. M-am pus pe bordă, apropo. Asta e bătaie meu. Am văzut un gândac și m-am ridicat. Dați like. Și subscribe care sunteți noi pe canal. Și nu uitați, pentru partea a doua, să strângem cât mai multe like-uri. Ignorați ce zice Gabriel cu un număr foarte mare. Vă apreciați și o să iasă și partea a doua cu mai mulți oameni. Să nu o să am puncte. O să facem puncte și în punctele alea trebuie că ăla care o să aibă mai multe puncte, ăla o să câștige. Și ăla care are mai multe puncte o să dea provocare la alți băgămi. Și m-am închidicat. Și în momentul ăla el o să dea provocare la cineva. Deja a trecut un minut și 26, 27 chiar. Și noi nu i-am găsit. Am delimitat pădurea. Nu-i toată. Dar în timp o să fie toată. Să mă duc. Le-a spus că este un șanț pe aici. Le-a spus că până la asta. Și le-am dat băiec așa. Să mă duc. Eu cred că găsesc, fraților, e foarte greu. Mă așteptam să fie mai ușor. Deci mă așteptam să fie mai ușor, fraților. Mă așteptam să fie ușor și dacă o să vă placă genul de videoclipuri, o să facem mai multe. Ăla-i copac acolo. Da. Gen până aici. Deja cred că am luat-o greșit. Două minute. Mai ok că am dat cu timp mai mult. Cred că aș avea așa o vagă impresie cât la vale. Uai și pânza luat de... Da, și aici m-am ascuns eu. Acum așteptăm. Și se pare că am găsit pe cineva. Se pare că am găsit. Gata. Mă
am găsit bulangiu. Se pare că am găsit. Da, tu poți să oprești filmarea. Se pare că am găsit. Da, țâniți și mă filmează. Ca să-l caut pe cealaltă acum. Bă, cum mai găsit ai? Bă, dar cum ai ajuns aici, frate? Ființă, am luat-o pe la deal, am crezut că sunt înființat. Stăceți că a venit. Doamne, eu m-am ascuns că am speranța că nu mă vezi. Viață. L-o găsit. Deci da, bă, fraților, l-am găsit, deci două puncte din prima rundă. Acum o să... Acum o să găsim... Wow, wow! Bă, băgat și... aia în pantalon, știi care nașpa, că nu-ți să-l lăsai. Opresc? Dar ți-am să oprești de acolo. Nu opresc filmarea? Da. Bine, eu am pus pauză până acum. Așa, așa. La cel care o să mingi, o să fie mai ușor, o să-i dau și selfie, știi, o să-și pună telefonul. Îți filmam jumătate de burtă. O să fie mai ușor. Acum o să revenim înapoi la locul ăla, o să alegem următorul care o să... Cum n-ai mai văzut? 3, 2, 1 și... O fugi colegii. Urmează să-i prindem. Mai avem un pic de așteptat. Deja, bă, fraților, am pornit filmarea mai târziu, că nu mi-au vorbit. Bă, dar ce fain e că s-a pus să te ascunzi. Ui, știu unii, știu unii. De mai acolo, de aici. Îmi dau față de aici. Bă, dar s-a schimbat pădurea. Am uitat să-i zicem. Lasă! Doria... Gata, am început, băieți. Hai să-i căutăm. Păi șmecheraș. Hai să vedem pe unde s-o ascuns. Presim că o să-i găsesc pe amândoi, cât de curând. Hai să vedem. Ia să vedem pe unde-s ei. I-am auzit că au fugit prin direcția asta. Hai mă, găsesc niciunul? Ia. S-au auzit niște crengi. Lola, nu-i s-a prindit camera. Nu, fii atent, vin încoa.
fug și fug. Revenind când mă ascund. Am revenit din unde m-am pus. Eu stau bine, mersi. Vreau că logic să luăm, ar trebui să vină de pe zona aia. Gabriel știu că e undeva pe încolo. Și revenind când nu se mai întâmplă ceva. Dar sper să nu mă găsească ca să câștig eu, să-l dau eu provocare. Măcar să nu mă trezesc dracu cu un copac de ăsta în cap. Și apropo, am uitat să vă zic. Dacă vă place genul de videoclipuri, nu uitați să vă și butonul de like și la partea a doua o să facem cu mai multe persoane. Vă spun eu că o să facem cu mai multe persoane la partea a doua. Dar vreau să vă susținerea voastră și dacă mă ajutați, cu susținerei o să bubuim cu fața ascunsă toată pădurea. Și poate pe viitor o să fie și noapte. Atunci o să fie mai greu. Nu-i văd. S-a ascuns bine. Față de mine, Roberto. Acum urcăm. Trebuie să-i găsim. Că zona nu-i mare. Deja s-au dus 5 minute. Nici dacă vreau nu-i găsesc. Acolo, e fix acolo. What the fuck? Nu știu cum de nu mă vede, dar eu mă pun pe poartă. M-am pus ca un mort. Nu-i găsesc. S-a ascuns bine. Nu-i mă nestingerițe din aibii. Unde s-au ascuns ăștia? Găznește un renichi. O să fiu mai tăcut, bă, fraților, că nu vreau să mă audă în momentul ăsta. Nu vreau să mă audă ca să nu mă găsească pur și simplu. Am dat drumul din nou, că avem stil fisticul și trepiedul, dar am zis să îl dau la cel care-i caută, ca să-i fie mult mai ușor să țină telefonul. Poate pe viitor o să facem upgrade și o să cumpăr la fiecare câte un selfie stick sau o să zicăm mai pe lume. Dar asta o să fie pe viitor. Până atunci o să vă susținerea voastră, dacă mă susțineți cu adevărat. Și de acum o să stau aici până o să vin.
Să mai căutăm, poate avem noroc. Hai mă, hai. Bă, cam gata. Că Franz că nu ne-o găsesc, o trec 15 minute. Deci, na. Așa că dă să-i fac poză să vadă Francesca locul unde am stat. Așa și ne ducem la Francesca acum. Că părerea era fix acum. Adică, gen, pe Gabriel îl putea vedea, părerea mea, dar pe mine nu cred că eram mai camuflat, habar nu am. Da. Am asta fost cu timpul. Mă duc înapoi. La loc, întâlnim și vedem după. Gata? Hai, 3, 2, 1 și... Nu treșez. Coai s-o auzi copacul. Mă jur. What? Acum am început eu să caut, mă nevesc toys. Doamne. Băi, eu cât mijam, gen, am auzit din partea aia cum ar fi ceva. Așa că nu știu să spun. Hai să merg, prima dată pe încolo, zic eu. Că na, având în vedere că am auzit de pe aici, zic și eu să caut pe aici. Bă, să mă uiți prin copac. Ba nu, că nu-i mare pe aici. Francesco, unde ești? Ia stai că... Am ceva în cap. Trebuie să ascuns aici. Să mă aveți găsesc pe unul din prima. Dar nu-i nimic. Hai mai îndeai. Cioco. Logic ar fi mai... What the fuck? Logic e mai ok să te ascunzi oarecum la îndepărtare, că na. Ui, drag, patinchi, e deja necapat, ui. Băi, hai să vezi ce-i tine, nu nu-i nimic. Așa și nu duci un cu... Nu mă, nu! Eu mai la pati! Aici o ascunzătoare. Nu o să mă găsească. Am obosit. Băgame. Capo Champs-Élysées. Fac banii repede. Am obosit. Și gen merg prin dunga asta până mai în jos. Și tot la fel e ca asta. Ești dungă pe șanța asta. Că gen da. Limita-i până aici. Pricepi de aia. Hai, ce am obosit.
Doamne. Ui. Chiar nu știu pe unde ar putea fi măciul. Cau deja de 9 minute și nu găsesc nimic. Eu tot am ceva bănuială pe aici, pe mai în sus. Nu știu exact de ce, dar eu tot am. Ui. Nu știu unde-s, mă jur, să-mi fac ceva. Nu mă poți să iar. Au, a. De dacă cineva m-o filmă, fac curând. Da, pe ce-am? Pare că l-am auzit pe undeva pe aici, fraților. În același timp, am pus și timer pe telefon să văd exact cât trece timpul. Să nu mai stau iară ca prostul ascultător, că mi-a stat cu 5 minute mai mult. Suntem aici până ne plictisăm. Era faină că erau leacă mai adâncă asta. Era ca lumea. O să stau aici, fraților, 15 minute și o să ne auzim. Pe aproape când e pe care se termine. Uitați-l. Nu m-am văzut. Bă, și eu chiar mă așteptam gen să-i găsesc, mă jur. Dar nu-i găsesc. Și mă jur, chiar mă așteptam să-i găsesc. Dar nu-i găsesc. Păi, în cazul ăsta, eu îmi ba... Eu ce m-am împiedicat. Păi că sunt tâmpit. Păi nu știu unde-s. Fără cuvântul cu că. Mă jur, nu știu unde-s. E bine să iau pădurea pe bucăți. Ui, ce m-am picat.
fraților, mai are puțin timp, mai are, stai să mă uit. Să verific, mai are 7 minute. Mai are 7 minute și nu găsesc pe nimeni. Pașa m-a auzit prin jur, Francesco s-a dus în culoare, am găsit aici, aici, păi top. Păi top. Îi top, bă, fraților, eu stau aici liniștit, lejer. Stau și n-am treabă, nu mă găsește. Să-ți like, fraților. Mai sunt, stai să ne uităm. Mai sunt 6 minute și 30. Mă rămân 6 minute și 30 din 15 minute. Așteptăm acum să treacă timpul. Bă, atâta sper să vă placă acest videoclip. Stau cu o antenă parabolică, mă jur. Așa ne poți. Nu, că cad, nu mai pot așa. Eu tot cred că-s aici. N-au cum să fie aici. Nu îi găsesc. Și ce s-aude? Ai, deja sunt 15 minute, am pierdut. Fucking fuck. Eu am câștigat. Vrem aici pierzător care nu găsind măcar pe unul. Pierzători, clar. Și el la fel nu găsind nici măcar pe unul. Dacă găsa pe unul, nu se făcea așa de râs, gen 0 cum și eu cu unul. Să vă mai zic ceva de la... început. Nu ne-am vorbit între noi ca el să ascund în partea aia, ca el să ascund în partea aia înainte ca să pot să-l găsesc. Deci, nu ne-am vorbit că nu mai avea niciun rost. Strâng multe, vorba lui Roberto, dacă vedeți că se strâng multe și vă place videoclipul de genul, o să mai facem și cu mai mult. Da. Deci nu uitați să apăsați buton de like, să dați un share pe Facebook, că mă ajută foarte mult. Eu am fost Gabrielu, el a fost Toys Francesco și ne vedem data viitoare cu un video. Pa, pa!